Hello, hello! Cum zice american? You know the drill. Adică știți care este algoritmul, care este procedura. Avem subiecte pentru publicul matur și informat și subiecte pentru publicul comercial. Vreți să începem astăzi, așa prin surprindere, să ne mai uităm un pic pe ziare, pe pagina întâi? Pac, pac! Vreți? Repede! Ziarul Adevărul vine cu un super, super subiect, iată, pe pagina întâi. Avem aici, iată, e subiectul principal. Vacanța la mare arde la buzunare. Rimează, este extraordinar. Dai seama ce subiect au ăștia pe prima pagină în Ziarul Adevărul. Vacanța la mare arde la buzunare. Și ne arată două oafe, dintre care una are o șuncă pe burtă, alta își ține papornița, așa. Deci nu se vede, dar asta are o șunculoaică, are și sub 20 de ani și în sfârșit. De acum și până dincolo de mijlocul nu pot să citesc. Adică e scump la mare. Să se scumpește din săptămână în săptămână, să mai scumpește un pic, asta e ideea. Doamne ferește. Tot pe prima pagină în Ziarul Adevărul, Senatul a îngropat dosarul Diaspora. Era și dosarul pește prăjit. Adevărul că era dosarul Diaspora, era tare rău de tot. Senatorii au făcut scut în jurul PSD-istului Titus Corlățean, acuzat că din postura de ministru de externe a blocat votul din diaspora la alegerile prezidențiale din 2014. Votul acordat ieri de Senat înseamnă, de fapt, îngroparea dosarului diaspora, pe care procurorii sunt acum nevoiți să-l înghidă. Vai de mine! Îngrozitor! Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Fapte, nu vrăjeală, nu propagandă de asta stupidă, jegoasă, de securiști proști. De fapt, fapte. În 2014, la alegerile prezidențiale, au fost fix, da, fix, atâtea secții de votare cât au fost și în 2009. Fix atâtea. Fapt, în 2014 au reușit să voteze de aproape 4 ori mai mulți oameni decât în 2009. Deci, care, despre ce vorbim aici, în dosarul diaspora? Despre ce vorbim? Păi vorbim despre exploatarea jegoasă a unei stări, de fapt, care există de mult și care vine dintr-o normalitate. Și anume, nu poți să organizezi alegeri peste tot pe planetă cum le organizezi în România. Am mai discutat de asta, 100.000 de ori, nu mai am de la capăt, pentru că nu mai am nici nervi și cred că nimeni nu mai are nervi. Există la foarte multă lume din România o saturație, chiar o exasperare absolut firească pe două subiecte. Asta cu, vai de mine, dosarul diaspora, n-au fost lăsați oamenii să voteze. Este o mizerie, minciună. Încă o dată, exact același număr de secții de votare în 2014, exact ca în 2009. Cu diferența că în 2014 au votat de 4 ori mai mulți decât în 2009, în sensul că au reușit să voteze. Și aici se închide orice fel de discuție dacă ești un om zdravă la cap. Bun, deci nu mai am de la cap, dar exploatarea jegoasă a unei teme corecte. Adică oamenii vor să voteze. E dreptul lor. Acum, sigur, repet, nu poți, nu poate nimeni. Uite, o să vedem ce mare rahat o să facă guvernul de tehnocrați în organizarea alegeri. N-ai cum să organizezi peste tot pe planetă alegeri cum organizezi în România, că n-ai cum. De-aia, unele țări zic, domne, știți ceva? Vreți să votați? Doamne, ajută, dreptul a avut, veniți în țară și votați. Acum, după cum bine știți, s-a făcut de asemenea o campanie de asta, isteroidă, manipulatorie, că să se facă votul prin corespondență. Ok, s-a făcut o lege despre votul prin corespondență. Partea cealaltă a monedei, când vine vorba despre votul prin corespondență, este suspiciunea de fraudă întotdeauna. De-aia multe țări care au avut vot prin corespondență vor să renunțe sau chiar au renunțat la votul prin corespondență tocmai pe baza suspiciunilor de fraudă. Închid miile de paranteze pe care le-am deschis. Deci există în acest moment, legiferată în România, o formă a votului prin corespondență. Sigur, tocmai pentru a face filtre, pentru a preveni eventuale fraude. Există o procedură. Nu te trezești în ziua votului, băi, aș vrea să votez. Unde? Pe ce site intru? Nu, niciodată nu se poate așa. Atunci e o procedură prealabilă. Și anume te înscrii pe net. Nu e mare aici, nu trimiți rachete pe lună. Nu, te înscrii pe net. Și ați trimit nu știu ce plic și votezi și cu asta basta. Bun. Procedura prealabilă votului este să te înscrii pe net. Adică eu sunt un cetățean român din străinezia și doresc să votez. Gata, oaie, înscrie-te. Știți că s-au înscris în momentul ăsta pentru alegerile de la toamnă? Știți că s-au înscris? 1.000. 1.000 de oameni. 1.000. Cum 1.000? 1.000. Păi cum? Oamenii care au stat la cozi
1000. Sigur, mai au timp, nu foarte mult. Nu te poți înscrie, bă, mâine se votează, bă, ia să mă înscriu și eu. Nu, există niște termene. Nu e, repet, nu e nici foarte complicat, că nu trimiți rachete pe lună. Dacă vrei să votezi prin corespondență, urmezi procedura respectivă. Deocamdată s-au înscris doar 1000 de oameni. E adevărat însă, spre deosebire de alegerile prezidențiale, miza e alta la alegerile parlamentare, în sensul în care, nu că ar fi ele în general mai puțin importante, mie mi se par foarte importante pentru că se desemnează felul în care arhitectura noului parlament, care va genera și guvernul. Asta dacă, sigur, mai contează democrația și votul popular. Sau facem, cum ne-a zis domnul acela consilier al președintelui, să lăsați că punem noi un tehnocrat și mai contează votul. Bun. Ce ziceam? Că e diferență totuși, și trebuie să o spunem și pe asta, de importanță pentru diasporă. În ce sens? Aici votul diasporei la legile parlamentare are o pondere mult mai mică. De ce? Că există un anumit număr, nu știu, cred că vreo 5 de parlamentari desemnați pentru diasporă. Deci aia sunt. Aia ies, adică toți atâția oameni ies, 5. La votul pentru președinție, atunci ponderea este mult mai importantă a votului pentru diaspora. Deci e posibil ca și de asta să se fi înscris doar 1000. Așa, ca idee, dacă tot să face atâta propagandă din asta în oficinele sistemului, domne, diaspora care vrea să voteze și foarte bine există, foarte bine să voteze, există, iată, această lege. Bun. Cred că există în rândul unei importante majorități, în populația României, o saturație sau chiar o exasperare pe două subiecte. Propaganda care s-a făcut, jegoasă, care s-a făcut în legătură cu votul din diaspora. Repet, nu votul din diaspora este exasperant, ci propaganda care s-a făcut pe marginea votului din diaspora. Cred că nu, foarte multă lume din România nu mai poate. Pur și simplu nu mai poate cu subiectul ăsta. Adică gata, mă, mai lăsați-ne în pace. Știi, cu subiectul ăsta. Așa cum cred că foarte, foarte multă lume din România s-a săturat de propaganda jegoasă politică făcută pe marginea unei tragedii, cea de la Colectiv, care nu are niciun fel de componentă politică. Tragedia. Niciuna. Dar ea, tragedia, a fost exploatată politic în cel mai jegos mod cu putință și continuă să fie un subiect de propagandă jegoasă. Deci, Senatul a îngropat dosarul diaspora. Foarte bine. Foarte bine. Eu mă mir, totuși, mă mir, ia așa o figură de stil, mă mai mir de mult, da. De dragul discursului așa. Mă mir, dom'le, eu mă mir cum nu este jenă doamnei Chioveși. Încununat așa propagandistic, cu multe distincții și poate chiar și cu un complex mesianic. Cum nu e jenă să vină cu astfel de dosare? Sunt jenante. Absolut jenante. Jenante, adică scrapă obrazul de rușine. Dacă ești minim profesionist și dedicat unei cauze atât de importante cum este lupta anticorupție, domnule, să vii cu așa ceva, îi mă mir că nu-i crapă obrazul de rușine. În sfârșit, e problema domniei sale. Sau, de fapt, cred că nu are nicio problemă. Bun, și trecem mai departe. Domne, am vorbit despre atâta despre jocul naționalei României, să pregătim filmulețul cu veverița care sare după momeală. Deci, ne spunea și Gică Popescu într-un interviu absolut senzațional și emoționant și interesant în același timp, la Sinteza Zilei, spunea către finalul emisiunii Gică Popescu, zice, domne, naționala asta Albanii, și a jucat, domne, cu foarte multă implicare, adică ea pur și simplu i-au intrat extrem de determinați. Românii noștri păreau cumva resemnați, păreau mai lenți, contemplativi, în niciun caz atât de implicați cum au fost albanezii, adică și ea de pe bancă, zicea Gică Popescu, parcă ar fi intrat și ei până alunecare, ei pe bancă fiind nefiind în joc, doar așa că simțeau empatia, energia aia momentului și nu știu ce, lucru pe care noștri păreau că nu-l simt. Și vreau să vă spun că am găsit un exemplu de determinare, unde în altă parte decât pe Instagram. Deci, sper că acest filmuleț să devină o pildă pentru așa sportivul român, indiferent din ce specialitate, în legătură cu determinarea și dorința cu care intri în joc. Ia, hai să vedeți că e senzațional.
Până nu știu ce viețuitoare asta, ce veverițoaie, ce o fi ea. Bă, foarte tare, adică nu s-a lăsat. A zis, bă, nene, nu, că vreau să mun și eu din chestia aia. Ați văzut? Deci, asta este. Așa au jucat unii la campionatul european, alții n-au jucat așa. Auzi, dacă știe cineva în regie cu cât s-a terminat Spania-Croația, am furat așa cu ochiul, pac, pac, așa, era 1-1 la un moment dat la pa. 2-1 pentru Croația. I-au bătut pe spanioli. Da! Cum? Cu toate celebritățile, cu toate starurile, cu toate... A? Deci i-a bătut Croația pe spanioli, spaniolii au deschis scorul, adică a fost 1-0 pentru Spania. Și i-au bătut Croatia cu 2-1.